Îi mulțumim lui Grigore Miron, care a mai fost prezent și la biserica noastră. A făcut parte din grupul Anton Pan, grupul Solomonari și este întotdeauna alături de noi și mulțumim pentru această prezență caldă românească. O invităm pe doamna Lidia Stoicescu, care de fiecare dată este alături de noi și cu sfatul, dar pe care ne-am obișnuit să o auzim recitând sau citind poezii la Radio Trinitas. Deci ne bucurăm și mulțumim de fiecare dată pentru această prezență. Am fost făcut
să n-am pe acest om ca pasărea pe ea.